Detectiv de meserie. Resursă educațională deschisă pentru disciplina consiliere și dezvoltare personală la clasa a 5-a. Tu ce vrei să devii când vei fi mare? Această întrebare o auziți destul de frecvent la vârsta voastră. Cu siguranță visai la ceva când erai mic, iar probabil în timp ți-ai schimbat opțiunea. Dar hai să vedem! Probabil ai auzit vorbindu-se de multe ori despre meserii, profesii și ocupații, dar știi care este diferența dintre ele? Pregătirea pentru o profesie sau meserie începe încă din primul an de școală, când se învață scrisul, cititul și socotitul. Ea continuă pe tot parcursul anilor de studiu și se finalizează odată cu terminarea liceului sau a facultății, când acumulăm suficiente cunoștințe, avem o pregătire practică de specialitate și o diplomă care arată domeniul în care ne-am pregătit. Deci, profesia sau meseria țin de școala pe care o urmăm și de domeniul în care ne-am pregătit. Spre exemplu, dacă o persoană a urmat facultatea de medicină, a devenit de profesie doctor. Dacă o altă persoană a urmat școala profesională de ospătar, a devenit de profesie ospătar. Ocupația este activitatea care ne aduce venit, adică salariu, și pe care oamenii o practică în mod obișnuit la locul de muncă. În cele mai multe cazuri, profesia și ocupația sunt identice. De exemplu, dacă o persoană a studiat jurnalism, vom spune că are profesia de jurnalist, iar dacă lucrează la o televiziune sau la un ziar, vom spune că are și ocupația de jurnalist. Dacă o persoană a terminat școala de bucătar, vom spune că are profesia de bucătar, iar dacă lucrează într-un restaurant, vom spune că are și ocupația de bucătar. Iar dacă o persoană a terminat o școală de croitorie, vom spune că are profesia de croitor sau croitoriasă, și dacă lucrează într-un atelier de croitorie, vom spune că are și ocupația de croitor. Meseria și ocupația pot fi și diferite. Sunt situații în care o persoană are, de exemplu, profesia de mecanic auto obținută în urma unei calificări, dar are ocupația de șofer de camion. Ce ar mai trebui să știi despre meserii? Fiecare meserie este cuprinsă într-un mare domeniu de activitate. De exemplu, spunem despre profesia de medic că aparține domeniului social, deoarece medicii lucrează cu oamenii, adică cu pacienții. Spunem de asemenea despre contabil că lucrează în domeniul economic. Iată alte domenii de activitate: IT sau informatică, social, tehnic, comerț și domeniul ospitalității, teoretic, economic, arte, sport. Să analizăm puțin aceste domenii. Te invit să devii detectiv de meserie. Cei care lucrează în domeniul informatic sunt programatori, ingineri de rețele, creatori de conținut. Aceștia realizează programe informatice care ușurează activitatea din diferite domenii. De exemplu, platforma pe care ai utilizat-o în învățarea online este realizată de o echipă de informaticieni. Unii dintre acești profesioniști sunt creatori de site-uri web, iar alții realizează chiar jocuri video. Profesioniștii din domeniul social lucrează cu oamenii, oferă ajutor sau sprijin prin activitatea lor. Iată câteva profesii specifice domeniului social: profesor, medic, psiholog, jurnalist sau altele, preot, avocat, consilier școlar, polițist. Cei din domeniul tehnic lucrează cu aparate, cu unelte și instrumente. Acum e rândul tău să faci pe detectivul. Gândește-te ce profesioniști lucrează în acest domeniu. Probabil te-ai gândit la ingineri, electricieni, electroniști, instalatori, constructori, arhitecți, mecanici sau poate și la alții. Este foarte bine!
Dar în domeniul comercial sau cel al ospitalității, ce profesioniști vom găsi? Cred că te-ai gândit la vânzător, bucătar, recepționer hotel, brutar, cameristă sau poate chiar ai descoperit și alții. Ești pe drumul bun! Acum este din nou rândul meu. În domeniul teoretic, se încadrează cei care lucrează de regulă în domeniul cercetării sau sunt profesori, de exemplu, biologi, matematicieni, geografi și mulți alții. Acum te las din nou pe tine. Ce fel de profesioniști își desfășoară activitatea în domeniul economic? Dacă răspunsurile tale sunt contabili, economiști, consilieri bancari sau casieri, ești un bun detectiv. Dar în domeniul artistic, ce profesioniști vom găsi? Cred că a fost ușor pentru tine să-i descoperi pe cei care au o profesie în domeniul acesta. Muzicieni, dirijori, balerini, coregrafi, pictori, desenatori, actori, regizori, nu-i așa? Dar în domeniul sportiv, ce profesioniști vom găsi? Cu siguranță ți-ai amintit de profesorul de sport, poate de antrenorul tău, de sportivii profesioniști, iar dacă nu te-ai gândit și la kinetoterapeut, să știi că și acesta se încadrează tot în acest domeniu. Foarte bine, detective! Acum e timpul să facem o scurtă recapitulare. Domeniile principale în care lucrează oamenii sunt domeniul IT, artistic, tehnic, economic, social, comerț și ospitalitate, sportiv, teoretic. Dacă vă uitați la aceste domenii, în acest moment, în care dintre ele v-ar plăcea să lucrați? Scrieți pe caiet 3 motive pentru care v-ar plăcea să lucrați în acel domeniu și discutați în echipă cu un alt coleg alegerile făcute. Probabil acum îți pui întrebarea: bine, dar eu cum voi ști să-mi aleg meseria potrivită? E o întrebare bună. Întâi trebuie să analizezi care sunt disciplinele preferate la școală. Apoi, în ce domeniu ai cele mai bogate cunoștințe. După aceea te poți gândi la ce domeniu îți stârnește curiozitatea sau ce talente ai, ce te pricepi să faci și ce pasiuni ai, ce meserii cunoști și ce școală ar trebui să urmezi și mai mult decât atât, ce ți-ar plăcea de fapt să faci în viitor. Acum e timpul pentru o provocare. Desenează o floare asemănătoare cu aceasta. Scrie în centru numele tău și clasa. Pe rădăcină scrie o disciplină preferată, iar pe tulpină scrie un hobby, o pasiune, un talent sau o activitate preferată de tine. De exemplu, să cânt, să desenez, să joc tenis sau altele. În interiorul petalelor scrie câteva calități, adică cum ești tu. De exemplu, prietenos, vesel, curajos, calm, harnic, etc., iar pe frunze adaugă un loc preferat unde ai vrea să fii, de exemplu la munte, la mare, la bunici, la un prieten, iar deasupra florii scrie ce meserie ți-ai dori să ai. Această fișă adaugă în portofoliul tău și repete exercițiul în clasa 7-a și a 8-a. Vei compara ceea ce ai scris acum cu ceea ce vei adăuga pe parcurs. Cu siguranță vei găsi lucruri interesante.